ziua! Bine ați venit la ședința din luna iulie. Supuneți spre aprobare procesul verbal din luna iunie și după care dăm cuvântul domnului președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi. Vă mulțumesc! Dacă sunteți de acord cu procesul verbal al ședinței din luna iulie. Cu privire la procesul verbal de luna trecută, dacă s-ar putea citi din procesul verbal ce? Punctul divers. Da. Așa se proceda înainte și sper că e corect. Dar ăsta la viață aici puteați... Da, am înțeles, am înțeles. Da. Să știu dacă da. ce s-a rezolvat din punctele respective și sau mulțumesc. Cu plăcere. Deci... Doamna secretar solicită la punctul diverse, a zis, dar numai paragraful de la primera. Solicită propune pentru președintele de ședință, domnul Botoc propune pe domnul Bejenaru. Cum nu sunt alte propuneri, se supune la vot propunerea care este aprobată în unanimitate. Doamna Butucan Daniel aduce la cunoștință faptul că este înfundat șanțul de la grădința din satul Bodi și că lucrurile de acoperișul grădiniței sunt deteriorate și pot pune în pericol viața copiilor care se joacă în curtea grădiniței. Doamna primar precizează că va aduce la cunoștință această problemă domnului director. Doamna primar mai prezintă spația comunii după inundație din luna iunie și subliniază următoarele. S-au întreprins activitățile de colmatare și de sfondare a drumurilor în comună cu prioritate în zonele cele mai afectate. Apa rezultată în urma ploilor abundente a intrat și în mai multe case de pe raza comunii. Își exprimă indignarea în legătură cu cetățenii comunii care nu înțeleg că trebuie să intervină și ei pentru curățarea șanturilor în fața proprietăților. S-a acționat în prima fază în noaptea de 17-18 iunie la deblocarea drumului Pețeanului 16, care era blocat iar lumiurile aduse de precipitații. Prezintă procesul verbal de evaluare a parolelor întocmit de Comisia ISU-Bacău. Pentru refacerea drumurilor comunale și sătești și pentru decolmatarea părăierilor a fost nevoie de închirierea între trei utilaje, respectiv mini-buldoescavator, buldoescavator și un excavator. Mai precizează că toate drumurile comunale și sătești sunt deblocate și se preconizează ca săptămâna viitoare să se finalizeze aceste lucrări de refacere. Trebuie să se renunțe la balastrarea pe drumurile comunale și trebuie să se asfalteze deoarece la fiecare ploaie mai abundentă, acest balastru este luat de apă. Nu se știe deocamdată în ce măsură vom fi ajutați de Consiliul Județean pentru rezolvarea problemelor create de inundații. S-au înaintat documentele pentru pârâul Bacna, consultantul nostru este la București și va depune dosarul la Compania Națională de Investiții. Se încearcă obținerea de finanțare pentru refacerea pârâului Bacna din fonduri externe. Prezintă proiectul realizat în 2010 pentru reabilitarea pârâului din satul Bodi, care nu s-a implementat și a fost dat, nu mai sunt de actualitate. În urma solicitării unor cetățeni se va începe aplicarea amenzilor pentru persoanele care nu își curăță șanturile sau deversează apă uzată în șanturi. Explică faptul că sunt pe teren în permanență atât primarul cât și viceprimarul, împreună cu persoane care beneficiază de ajutor social. Prezintă situația lucrărilor realizate în satele Nicole și Bacna după inundații. Precizează că se continuă realizarea monumentului de pe Coșna și speră ca în luna septembrie sau octombrie să se organizeze sfințirea acestuia. Domnul Valinte Eugen aduce la cunoștință faptul că la grădinița din satul Bacna, din cauza lucrurilor deteriorați, apa curge pe pereți, iar aceștia sunt înnegriți. Doamna primar precizează că va aduce la cunoștință domnului director acest aspect. Doamna primar mai aduce la cunoștință domnilor consilieri faptul că s-au repartizat sume prin ordonanța guvernului pentru construirea de toalete pentru școala gimnazială Vasile Gheradu din satul nou și Dumitru Mărtinaș din sat Pârgărești. La școala Nicorești a avut loc o ședință de inițiativă a cetățenilor, iar pentru situația școlii s-a găsit soluția de forare a unui puț pentru asigurarea apei curente. Domnul Bodea întreabă ce se întâmplă cu cei care nu au fost de acord să monteze eonul stâlp pe terenul lor.
Doamna primar precizează că o parte din cetățeni nu au fost de acord, iar proiectantul a schimbat traseul respectiv. Se vine pe strada Pescador și apoi se va merge pe drumul județean 116. Pentru această rețea se vor monta de către Sece de Gatrii, stâlpi și în curve, unde nu erau înapoi, iar apoi pe aceștia se vor monta, se vor putea monta și corpuri de iluminat strada. Stâlpii care vor fi scoși sau înlocuiți se vor putea folosi de către oate pântărești pentru întărirea manurilor pădaienilor. Doamna primar mai aduce la cunoștință domnilor consilieri că ședința ordinară din luna iulie va fi convocată mai devreme decât data obișnuită, acest lucru depinzând de primirea documentației pentru proiectul de asfaltare a străzilor. Domnii consilieri vor fi anunțați de acest aspect din timp. Nu mai sunt alte discuții, de pentru care Consiliul Local își încheie lucrările ședinței. Aveți vreo obiecție, domnul? Nu, mulțumesc. Dacă se zice acord... Să completez eu, doamna secretară, permiteți-mi, vă rog. Am luat legătura cu domnul director. Sigur că sunt începute reparațiile la toate școlile. Urmează că la fiecare să se ajungă, iar ceea ce am trecut noi în procesul verbal, aproape o parte din ele sunt realizate. Decolmatarea șanțurilor, chiar azi sunt trimis iar cei de la ajutorul social și muncitorul nostru la fiecare, în fiecare sat pentru a aduna acele peturi, să le pregătim și să le punem, pentru că la fiecare început de lună, în prima miercuri din lună, vin pentru colectare selectivă. Într-adevăr, se adună atâtea peturi în țarcurile alea, nu știu, și în general, de exemplu, cum e și la Bacne acolo. Într-adevăr, e aproape magazinul. Omul cum golește petul, bea, unde bea, acolo pune. Nimeni nu-și adună să pună într-un sac separat acasă. Le duce acolo. Nici o problemă, noi încercăm să le adunăm și să le depozităm în acele recipiente de unde le ridică cei de la Romprez. Pentru că altfel nu le ia din alte pubele, decât din pubelele lor cu destinații, e specială. Fier, hârtie și plastic. Ce mai erau? Dar înainte, doamna, era o firmă care venea de la Unești undeva și strângea plastic. Da, dar noi acum, că avem contractul acela de delegare cu Romprestul, ni se impune să facem colectare selectivă. În cazul în care noi nu apărăm cu deșeuri colectate selectiv, suntem sancționați. De asta eu insist ca de fiecare dată și în prima miercuri să le pregătim ca să le ia și să apărăm cu cantități că și Comuna Părgărești colectează selectiv. Deci, dar nu facem aceasta. Acolo trebuie să alte pubele pentru plastice. Păi da, sunt acele pubele care sunt în fiecare sat. Categorică sunt containerele. Sunt prea mici pentru câte se adună la noi. Când se adună foarte mult. Eu mă uit la Părâul Boi, e una, două, sunt cu sat ce trece acolo. Și vine și pun mâna, tu știi? Eu cred că vin și din altă parte. Vin și din altă parte și le depozitează acolo. Și fiecare lună facem curățenie doar. Și dumneavoastră știți, noi ne folosim foarte mult de oamenii pe care îi avem. Dar câți oameni avem la ajutorul social? Sunt foarte multe comentarii în privința celor de la ajutorul social, dar avem câteva persoane de care ne folosim. Și chiar ne folosim de ei. Da, doamna, noi ieri am păzit șanțul la Părâul Boi, că era pe iar mai ieșea din șanț. Unde, doamna? În fața gătinei. Păi, ați văzut, perioada asta a fost foarte aglomerați cu drumurile. Domnul director de la școală. Dar facem și noi, dar a fost aglomerați cu drumurile. Ca trei dovadă, cu patru persoane, câți avem? Patru. Câte două persoane zilnic. Lunia avem femei, vinerea avem femei, pe alea le punem la muncile mai ușoare. Iar de bărbați ne folosim și ne-a folosit foarte mult timp pentru drumuri. Acum, da, așa s-a întâmplat anul acesta. Și nu-i nicio problemă. Ați cosit. Foarte bine că ați cosit. Este un gest frumos, omenesc. Uite și un consilier local. Uite, a ieșit și a făcut curățenie în față. În fața dumneavoastră. Ce să mai spunem de consilier? Am exemplu. Da. Am fost și nu mai putut. Păi și în fața porților dumneavoastră, că așa facem și noi. Vedeți-vă de treabă. Ca drept dovadă, nu sunt
sunt domnii consilieri cu care aș fi vrut să discut din nou și să aduc la cunoștință fiecare lună, până își curăță șanțurile. De ce să nu zicem? Domnul Viorel la fel își curăță șanțul și mereu spun și mereu cetățenii mi-a trag atenția. Doamnă, dar ce faceți? Este consilier, este consilierul dumneavoastră. Dumneavoastră l-ați ales. Este consilierul dumneavoastră. Păi da, ce să fac? La fel și domnul Trifan s-a supărat data trecută, dar trebuie să-și adune moștenitori și să curețe. Și anul trecut am curățat în fața, sigur că nu ia dânsului, dânsul face curat în fața porții dânsului, da. Dar sunt de acord. Dar și de acolo unde devin moșteniri trebuie să curățe. Dacă nu s-au înțeles, nu s-au înțeles. Dar înseamnă că primăria trebuie să facă și în fața porților oamenilor, scuzați-mă, nu ne ajunge timpul și nu avem oameni. Nu trebuie învățați cu de noastră cu mine. Automat. Nu trebuie învățați cu de noastră cu curățe, nu. Fiecare în fața porții să-și facă. Hai să discutăm. Da. Hai să mai aveți întrebări pe baza problemelor ridicate la diverse de luna trecută? Da. Mulțumim. Supunem spre aprobare procesul verbal. Înainte de a trece la citirea ordinii de zi de președinte de deședință, să vă solicit aprobarea retragerii de pe ordinea de zi a punctului 4. Întrucât legislația de la data de 5 iulie 2019 este diferită, respectiv este dat codul administrativ, iar pentru depășire s-a solicitat inițial pe legislația care a fost abrogată prin acest cod administrativ. Conform noului cod, hotărârea a putut fi rezolvată prin emiterea a două dispozitive pe care le-au acumulat ca emisie. Acesta este motivul pentru care lucrul a fost retras. Dacă sunteți de acord cu retragerea codului, vă mulțumesc. Am făcut un lucru de președinte pentru proiect al ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință locală al Consiliului Comunei Pătărești pentru perioada iulie-septembrie 2019. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pătărești pe trimestrul 2 al anului 2019. Punctul 3 s-a retras. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pătărești pe trimestrul 2 al anului 2019. Asta am citit, cred. Da. Punctul 4 înseamnă, este retras. Da. Punctul 5. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCD numărul 1 din 22.03.2009. Privind aprobarea atribuirii de numiri străzilor din Comuna Pătărești, județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru înființarea cimitirului în satul nou, Comuna Pătărești, județul Bacău, beneficiar Biserica Adventistă de ziua 7-a din România, Conferința Moldova. Inițiator, primul conferință și diverse. Da. Dacă se aduce acolo, ordinea de propusă. Trecem la adoptarea proiectelor de hotărâre. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință a Consiliului Local Pătărești pentru perioada iulie septembrie 2019. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Comunei Pătărești, domnul consilier local Reginald Mihă, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate în această perioadă. Dacă sunteți de acord. Mulțumesc. Noi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019. Se aprobă modificarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019 după cum urmează. Se modifică suma de la poziția 6, capitolul 3 din anexa privind achizițiile directe pentru anul 2019, care va fi 6.807 lei. Se modifică suma de la poziția 8, capitolul 3 din anexa privind achizițiile directe, care va fi de 10.950 lei. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019, după cum urmează.
Punctul 134, fișele individuale de instruire a salariaților privind securitatea, sănătatea în muncă. Punctul 135, am o vizură care reglabil pentru ușa de la intrarea în clădirea primăriei. Punctul 136, discuri dividit printabil. 137, discuri CD printabil. 138, baterie acumulator pentru laptop compartimentul urbanist. 139, steagul Franța, România, Uniunea Europeană. Steculețe de culoare în seturi de 4, ghirlande de culoare ca un ciucate, 2,5 pătrat. Punctul 140, coroane, 25 de bucători. Punctul 141, ecusoane. Punctul 142, diplome de participare. 143, plachete comemorative. 144, invitație de participare la eveniment. 145, aranjamente florale, 146 ghilece cu flori pentru morminte, 147 panică de colură, 48 candele, 49 colac, 50 prosoape, 51 lumână, 52 apă plată, 53 pahare, 54 alcool medicinal, 55 tibanol, betadina oxigenată, romplast, fașă sterilă, fașă sterilă de mai multe dimensiuni, comprese sterile, siringi, Medaplast cu Ribanol, punct 156, furazolid, 2 metoclogrami, glucona de calciu, calcilin și fluorosemid. Și la capitolul 3 se completează cu punctul 97, servicii actualizare documentare, documentul indicat TOPO, privind lucrarea construirii de grup sanitar la școala Vasile Gheradu din satul. La punctul 98, servicii întocmire de stație, date funcționale pentru informare școala Vasile Gheradu, Sața. 9.99, servicii de avizare, ortofotoplan pentru școala Vasile Gheradu, Sața. Și punctul 100, servicii închiriere, putere excavator pe șenile, punctul 100. Dacă sunteți de acord cu completările propuse. Vă mulțumesc. Pregătările privind aprobarea în cele execuției bugetului local în Unii și Călbiera în Domnului Grătărești, semestrul 2, al anului 2019. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local de venituri și cheltuielile al Comunei Grătărești pe semestrul 2 al anului 2019, în valoare totală de 294.239 de lei, din care 1.700.345 lei la secțiunea de funcționare, 383.894 lei la secțiunea de dezvoltare. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local de venituri și cheltuielile al Comunei Târgărești pe trimestrul 2 al anului 2019, în valoare totală de 1.689.279,83 lei, din care 1.270.699,12 lei la secțiunea de funcționare și 418.580,71 lei la secțiunea de dezvoltare. Dacă sunteți de acord cu execuția bugetară, vă mulțumim. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul din 22 ianuarie 2009, privind aprobarea actului de denumire a județului Bacău. Se aprobă modificarea și completarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 1 din 22 ianuarie 2009, privind aprobarea actului de denumire străzilor din comuna Bătrânei județul Bacău, după cum urmează. 1. Se modifică delimitarea străzii Ieremia Mobilă din satul Nicolei și va avea următorul cuvânt. De la intersecția străzii Ștefan cel Mare aparținând satul Nicolei și cu strada Bujorului, aparținând satului satul nou, pe partea stângă, până la limita cu intravilanul satului satul nou, continuându-se pe ambele părți, până la strada Catoral Constantin Mușat, aparținând satului Nicolei. Și 2. Se completează satul nou cu strada Ieremia Mobilă, denumirea aprobată de Comisia de Atribuire de Denumirea Județului Bacău prin avizul numărul 7 din 5-12-2008, delimitarea străzii fiind următoarea. De la intersecția străzilor Ștefan cel Mare aparținând satului Nicorești cu strada Bujorului aparținând satului
partea dreaptă până la lumina cu intravenorul statului Nicolești. Dacă suntem de acord cu modificările și comentările propuse. Vă mulțumesc frumos și ultimul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru reconstruirea cimitirului în sat Satonov, Comuna Vârtărești, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Vârtărești aprobă documentație de urbanism, PUZ, plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism, în vederea realizării investiției în înființare cimitir în sat Satonov, Comuna Vârtărești, județul Bacău, având ca beneficiar Biserica Adventistă de ziua 7-a din România, Conferința Moldova, conform anexei fac integrantă a prezentului hotărârii. Termenul de validitate a prezentului documentației de urbanism este de 10 ani de la data adoptării prezentului hotărârii. Dacă sunteți de acord cu propunerea, vă mulțumesc mult de tot. La concluzie, vă rog frumos să vă înscrieți la. Este la 9:30, o să schimbăm, cred că la am discutat cu domnul care răspunde de rezonanță și a spus, dar oricum îl sunăm și îi spunem pe, să mă fice pentru ora 91. Dacă se poate Google-ul o zi să meargă pe Teșcan, să mai poate circula acolo. Mi-au venit urși cu fânul, cum poate să urce, vine cu lesul atunci. Într-o zi se poate face cu Google-ul. Sunt niște șanțe de atunci. Nu poate, dar de asta sunt pe tantra, adică. După cum ați spus și după cum știți, noi ne-am axat în ultima perioadă pe drumurile Sătești, ca să putem să le facem practicabile. Sigur că vom continua și continuăm. Și pe Petrograd și problema, dar acolo a rămas mormane într-un loc evident. Păi tocmai, tocmai, că prima dată am zis noi așa, să facem drumurile Sătești. Sigur că domnul vice s-a ocupat mai mult și știe mai bine zonele pe care le-a făcut pentru că ne-am găsit sarcinile. Nu mai am ceva la asta. Mai ales la intersecție acolo. Suferam de la acolo, până la Nicolești, când e fața, nu trebuie să acolo. De asta ne-am oprit un pic. Are o mașină stricată, a zis, azi, mâine, vine. Dar vine cu pieptișul, pe multe mergem. Până la Silvestru, nu am văzut. Și mai Silvestru, nu se poate până și mare. Aici, spre cimitirul ăsta a fost. Da, aici a fost. Da. După cum știți și bazinul a fost curățat. Și a fost o asupată. Da. La cimitir n-am făcut nimic. La cimitir nu ai făcut. Dincolo de cimitir. Se cimitir pe bani. Bine, la cimitir. De la cimitir și grob mare. Așa este și a fost mașină. Da, este rog. Se poate. Este pe partea asta. La cimitir. Dar la cimitir în sus era mult mai grav. Cât am curățat bazinul a fost până sus la el. Nu, dar acum nu trebuie adus nimic. Acolo trebuie lăgriș un punct. Nu putură de mine, bucăți de beton.
să nu ne spele drumurile când trebuie. Încercăm să le reparăm pe toate. Dar treptat. Nu se poate niciodată, cu un singur cuplă și câți, da. Păi trebuie să contractăm și pe toate. Da, o să contractăm. Trebuie să vedem în buget cum am prins banii. Pentru ce trimestru am prins. Pentru că și în funcție de cum a fost prins bugetul local, în trimestre pe care le-am prins și dacă avem deschidere de credite. Categoric, na, a fost prins banul de achiziții și vom debaraș aceste lucrări. Dar revin iată. Dacă a venit ploaia și ne-a spălat, sigur că prioritar a fost reamenajarea drumurilor pentru ca să poată să fie circulare. Țin să vă aduc la cunoștință, chiar ieri am discutat cu Compania Națională de Investiții. Prima solicitare pe care am depus privind strada Mihai Eminescu, că prima dată am depus pentru strada Mihai Eminescu cu acel părău. Este spre aprobare și mi s-a spus că deja să ne apucăm de documentație. Este o documentație vastă, dar sperăm ca să primim finanțare pentru a amenaja acea stradă. Zis stradă, dar e și părău și stradă. Pe data de 18 am făcut din nou o solicitare. Am zis, mă, dacă mi s-a deschis o portiță, poate reușim și mai mult. Am depus din nou o solicitare. Conform procesului verbal de la acea comisie de verificare în urma inundațiilor, avem aproape 10 km de drum afectate. Am primit solicitarea, este spre analiză, să sperăm că vom primi fonduri pentru a remedia porțiunile, mi s-a spus, unde au fost probleme. Și atunci, sigur că vom veni și noi cu o completare și vom reface toate drumurile care au fost afectate. Pentru că, dacă și dâșii ne vor da o parte din finanțare și vom pune și noi, să sperăm că ne vom. Dar necesită timp, necesită documentație, trebuie să facem litigări topo pentru drumuri, studii, pentru că altfel nu se poate să depunem proiectele și să ne și aprobe. Așa că, de asta s-a și făcut unele reparații de către noi, pentru ca să se poate circula, și după care să vedem ce se va face. Dar asta este vorba, ca în iarna asta să facem toată documentația și de la anul să punem și în execuție. Doamne ajută! Iar monumentul s-a stabilit data estimată pe 5 decembrie... Octombrie. 5 octombrie. Doamne, iartă-mă, unde eram cu gândul? 5 octombrie. Până atunci, categoric, trebuie să facem drumul către Coșna și acel drum către Coșna. Și să putem urca cu materialele de construcții. Deja monumentul este în construcție de către asociație. S-a emis certificatul de urbanism și s-a predat către asociație. Urmează avizele. Și... Dar pentru noi, ca primărie, sigur că ne-am împărțit sarcinile cu asociația. Noi, primăria, trebuie să pregătim drumul, acele materiale pe care le-ați și aprobat în planul de achiziții, să achiziționăm acele materiale care vor fi nevoie la desfășurarea acestei activități. Va fi o activitate internațională, având în vedere că vor veni și din Franța, moștenitorii acelui locutenent. Vor fi vreo 3 batalioane, unul de la Iași, unul de la Mercurea-Ciuc și de la Botoșani. Și sigur că alți invitați. Să sperăm că vom avea putere și susținere să facem și acea activitate frumoasă. Categoric, acel monument va fi redat circuitului turistic. După care chiar mi s-a propus că dacă vom putea să amenajăm drumul și să și balastrăm, să-l și asfaltăm, vom avea parte și de turiști pentru traseul acesta. Și sigur că veniturile care se vor face vor fi pentru comunitate. Sigur, este de viitor. Da. Alte probleme. Doamne, dacă putem să... Dacă nu visăm, nu realizăm nimic. Dacă putem să sesiza pe cei de la drumuri, știți că luna trecută sau în urmă a fost un accident aici la poliție. Da. Da? Și să se pună un semn, ce știu eu, de
curbă deosebită periculoasă. Și aici și jos la părul Boghi. Și acolo, da. Acolo e numai... Sunt semne adiționale acolo. Da, se pot pune în vedeță, uitați și în comunatul lor și-au pus din alea de pe asfalt pentru reducerea vitezei. Și atunci... Noi am făcut... Să duc părinții, au venit acasă la școală, ar fi cu Borșe, cu Lancea, cu... Au mașini cu... N-a fost, dar... Iar, de exemplu, dacă e ceață și nu cunoști drumul, te duci drept înainte. Da, da, aici e cum vă Da, S-a ajuns la 2 metri. Materialul ăla se putea face un zid de sprijin și gata. Dar pentru a face un zid de sprijin am spus și eu, și ei știu, pentru că știu mai bine ca mine, pentru a face acest sprijin trebuie studii geo și sigur că un nou proiect. Acel zid de sprijin trebuia în momentul în care s-a construit drumul județean. Proprietarul locului n-a fost de acord. Chiar ieri am discutat și cu domnul inginer care asistă și monitorizează lucrarea de-a lungul drumului județean. Și la fel, el știe situația pentru că și dânsul a lucrat la drumul județean în 2008-2009, atunci când s-a făcut. Ați văzut că am intervenit pe la dâns și să revenim și la pod și aici puțin intrarea. Și au decopestat, au reparat, așteaptă să vină o mașină și va mai veni un strat de uzură, un strat de tratament deasupra întregului drum. În luna august mi s-a spus, așa că se speră și atunci vom solicita și semnalizări, să facă acele semnalizări. Dar semnalizările s-au pus că nu se respectă. Limitare de 8 tone și în parte și în partea spusă. Și de tot ce. Dar 8 tone pe tone. De șasiuri. Și dacă cu 3 și de 24 de tone. Da, 24, dar e din cu 45. Dacă au venit ăștia, cine nu trebuie să-i atâta. Vine cineva să acolo și nu se respecte. Nu, trebuie să vină asta. Nu, și poliția. Nu, și SCTR-ul. Poliția. Eu sunt cumpărat din asta. Bine, și asta privind tonajul. Clar, și asta privind tonajul. Dar asta trebuie să verifice. Este mai mare, mai intens la noi. În ultima vreme. Asta a venit 3 ore și ăsta la părău. A venit 3 ore ăsta la părău. Nu, nici o mașină n-a trecut. Se anunță pe stație. Se anunță pe stație, da, da. Doamna, acolo la... Dar trebuie să știi că... Acolo la Bacna, trebuie să puneți oglinda acolo, de exemplu, și poate face în așa fel să... Auzi? Să mărească podul. Ca să lărgească capul podului. Da, da. Din nou, este o investiție... Investiție, dar... Să poate propune treaba asta. Am propus, a fost cu doamna în teren în toamnă. Atunci, mi-a promis că va veni din nou în teren să vadă. Pentru că eu, înainte de a începe lucrările, iar am făcut câteva fotografii cu acele grope apărute în asfalt. I le-am trimis, plus problema aceea cu alunecare. Mi-a spus că va veni în teren și atunci, sigur că iar vom spune și iar ne vom axa pe ce curbă din Bacna. Când, într-adevăr, este o curbă periculoasă acolo. Mi s-a întâmplat și acum au deviat circulația din cauza construcției podului de la Onești, vintuirul chiar foarte mari și într-adevăr se ia curba foarte greu acolo. Mi s-a întâmplat și mie că m-am întâlnit cu o mașină și trebuia să așteptăm unul pe altul ca să putem să... Așa că sunt... Na. Noi încercăm. Despre... Mai bine cu un indicator. Despre rețelele de telefonie mobilă. Da. Fi
vine pe la urmă cineva și pune o antenă de că Orange, Vodafone, nu prinde nimic absolut în perioada asta. De când mai rețea s-a montat de aici, nici atât de rețea. Hai, mă, ce ne trebuie să protejezi, dar semnul așa. La fel am trimis adrese către Orange, Vodafone, și a venit răspuns. Și iar... avem rețea aici, poți să mor cu zile aici. S-a făcut demersul. Noi deja am dat un aviz. De 10 ani promite. Noi deja am dat avizul pentru Orange, pentru schimbare fibră optică, schimbare sau montare, o investiție nouă a lor, privind fibra optică. Și trec prin Comuna Părgărești, Oituz, e o lucrare mai mare. Deocamdată au depus documentația pentru aviz. De la noi solicită acel aviz. Noi am dat. Continuă procedurile de avizare a lucrării și după care vom vedea. Sperăm să fie semnat după aceea. Iar Digi, am înțeles, a montat o antenă. A montat un teren comun, nu? Da. Păi să treacă toată lumea la Digi și gata, am încheiat și gata. Și vă dat un de rugăm de ei ca să dea spun la antenă. Ia să vă dat un ceva. Un anunț oficial. Nu se treacă, să știi că uite, nevastele au luat cartelul de Digi și are rețea inclusiv cu aici. Și doar n-am, până am întrebut Digi n-am luat, adică s-a fost acolo. Mai aveți alte probleme de ridicat? Nu, nu. Totul ok. După cum știți, doamna contabilă a unității noastre iese la pensie. Aș dori să o chemăm aici, să o felicităm și să-i mulțumim pentru anii pe care anii de colaborare de aici și anii pe care i-a trecut în primăria noastră. Dacă sunteți de acord. Da? Da. Doamna Dana, mă rog frumos, dacă vreți să chemați pe doamna. Acest lucru a fost în ianuarie 1982 și uitați că suntem în 2019.
Într-adevăr, cred că puține comune sunt cu funcționari cu o durată așa de lungă, de o carieră așa de lungă. Și sigur că sunt, este o satisfacție și pentru dumneavoastră și pentru noi, că a putut lucra cu dumneavoastră. Ei, vă mulțumesc și eu că ați acceptat. Când vă pot și posibilitatea de a face un bine, un, am ajutat pe toată lumea, pentru sârbă de familie. Foarte bine. Da. Vă mulțumim pentru participare și încheiem lucrările ședinței noastre.